Un bărbat în vârstă de 32 de ani din localitatea Godeni, aflat sub influența băuturilor alcoolice, și-ar fi bătut mama, după care a violat-o. Nenorocirea se pare că s-a petrecut într-o locuință părăsită care aparține fostului soț al femeii batjocorite, acolo unde cei doi, mamă și fiu, au mers și au consumat băuturi alcoolice. După ce a scăpat din mâinile agresorului, femeia a fugit și a alertat autoritățile, povestind tot ce i s-a întâmplat. Amândoi. Și mama și fiul. Și masa și fiul s-o e de vină. Bea și el, bea și ea. Nu mă gândeam. Nu știu de ce s-a prostit, așa nu pot să-mi închipui. Doamne, ce-o fi avut, doamne? E măsa, mamă, măsa, nu trebuia să fac așa. Nu există așa ceva, să-ți bată joftii, să o dă măsa. Bărbatul a fost reținut de oamenii legii duminică dimineața pentru 24 de ore, iar astăzi a fost prezentat în fața instanței de judecată cu propunerea de arestare preventivă pentru viol în formă agravantă. Judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul judecătoriei Câmpul Lung a dispus plasarea presupusului violator în arest preventiv pe o perioadă de 30 de zile. Îți pare rău? Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Câmpul Lung au reținut un bărbat de 32 de ani din comuna Godeni. Bărbatul este bănuit de săvârșirea infracțiunii de viol în formă agravantă, prin aceea că ar fi violat pe mama sa. Împotriva bărbatului a fost dispusă arestarea preventivă pentru 30 de zile. Bărbatul de 32 de ani este într-o relație de concubinaj și are un copil în vârstă de 8 ani. Acesta nu este la prima infracțiune, fiind cercetat și într-un alt dosar, după ce anul trecut a znopit în bătaie o femeie. Dacă va fi găsit vinovat, bărbatul riscă să petreacă ani grei în spatele gratiilor.